Bună ziua tuturor! Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre de astăzi. Cerem iertare că au fost cu întârziere s-a început această conferință de presă. Pe cum știți, se împlinește un an de zile de când a fost investit guvernul Gavriliță și platforma DACA, un partid responsabil, a făcut totalizarea unui an de activitate a acestui guvern. Am venit cu un șir de expertize pe mai multe domenii vitale de maximă importanță pentru Republica Moldova, cât și cu un set de soluții și propuneri pentru a îmbunătăți actul guvernării. Acum, pe rând, colegii mei se vor expune pe diferite domenii de importanță majoră pentru Republica Moldova, de interes sporit pentru cetățenii Republicii Moldova și vom începe cu secretarul general al Platformei de Demnitate și Adevăr, Liviu Vov, care va vorbi despre segmentul energetic. Bună ziua, stimați cetățeni! Cu toții suntem conștienți că ne așteaptă o iarnă grea. Și nimeni nu neagă faptul că una din cauzele acestei situații este agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei, din cauza cărei au explodat prețurile. Însă, prețul la gazele naturale din Republica Moldova nu este doar din cauza războiului, dar este inclusiv din cauza contractului semnat cu mare fast și, după cum a spus guvernarea, după condițiile prezentate de Republica Moldova în toamna anului trecut. Ca să fie clar, prețul unui metru cub de gaz s-a majorat de 3 ori încă înainte de a începe războiul din Ucraina. Anul trecut, platforma DA a venit cu mai multe propuneri. Cum ar trebui să fie negociat acest contract și care sunt punctele noastre forte în cadrul acestor negocieri? Iar drept răspuns am văzut cu toții. Noi nu vom vinde o bucată de țară. Sună frumos, însă acțiunile în realitate sunt total diferite decât declarațiile. Și o să le enumăr pe rând. Autorizația de mediu pentru uzina metalurgică de la Râbnița, care în fiecare lună este prelungită în baza situației excepționale votată în țară. La începutul anului, guvernul și implicit Ministerul Mediu bătea pe la ușile partenerilor externi și ruga ca să fie permisă, să fie redeschis importul de deșeuri metalice pentru uzina de la Râbnița. Recent, în baza deciziei Comisiei Situației Excepționale, s-a permis ca întreprinderile, antreprenorii din stânga Nistrului să-și deschidă conturi bancare în băncile din Republica Moldova. Și nu în ultimul rând, partea din stânga Nistrului continuă a fi scutită de impozite la importuri, inclusiv la importurile produselor petroliere. Doar din cauza acestor facilități oferite părții din stânga Nistrului, anual bugetul țării este prejudiciat de circa 4 miliarde de lei. Și anume în acest context, platforma DA îndeamnă la renegocierea contractului. Și o renegociere strict economică, nu din postură de vasal sau de gubernie, dar strict economic. În contextul în care prețurile la gazele naturale au crescut fulminant, iar guvernul deja s-a împrumutat pe extern pentru a compensa aceste prețuri, unica soluție care ne rămâne la moment este a renunța la facilitățile pentru cei din stânga Nistrului, astfel ca aceste 4 miliarde de lei să fie folosite pentru a compensa prețul la gaz. Și anume asta trebuie de comunicat Gazpromului. Dacă ei sunt de acord, atunci mergem pe această strategie. Dacă nu, atunci să fie renegociat prețul astfel ca să fie mult mai avantajos pentru Republica Moldova. Și nu în ultimul rând, paralel cu această renegociere, trebuie de asigurat conectarea la sistemul energetic din România. Un alt punct important este asigurarea cu lemne de foc a cetățenilor. Un plan implementat anapoda, care a creat multe așteptări și mai apoi multe dezamăgiri. În iunie, Ministerul Mediu a transmis un demers către primării. Deputații majorității parlamentare au îndemnat cetățenii să vină la primărie să scrie cereri
cantitatea de masă lemnoasă de care vor avea nevoie pentru a se încălzi pe perioada rece a anului. Fără a face o analiză preventivă a stocurilor care le are agenția Mod-Silva, s-a proces la acest lucru. Dacă se știa că va fi o iarnă grea, atunci trebuia în primul rând de impus un moratoriu încă de la începutul anului pentru a interzice vânzarea lemnelor de foc intermediarilor. Cu toții știm că cel mai mare volum de masă lemnoasă se taie în primul semestru al anului și toată această masă lemnoasă a fost cumpărată în mare parte de intermediari, care acum vând pe piață cu 1500-1600 de lei un metru ster de lemne. Doar după ce platforma DA, săptămâna trecută, a spus acest lucru public și a îndemnat să se instaureze acest moratoriu, săptămâna aceasta guvernul în sfârșit a instalat moratoriu și a zis că lemnele de foc care vor fi se vor vinde doar cetățenilor. Revenim însă la solicitarea Ministerului Mediu. Zeci de mii de persoane s-au înregistrat pentru a beneficia de lemne de foc la un preț mai mic. Ca în final, săptămâna aceasta, guvernul să vină și să informeze că vom oferi doar 3 metri steri pentru familie. Și mai mult, vor putea beneficia doar familiile social vulnerabile și cele care au doar o singură sursă de încălzire. Ce facem cu ceilalți, care sunt conștienți? Ieri a fost majorat prețul la un metru cub de gaz la 23 de lei. Până în iarnă nu știm cât va fi. Cetățenii sunt conștienți că nu vor putea să se încălzească cu gaz și respectiv unica speranță care și-au pus-o că vor putea cumpăra lemn la un preț mai mic. În acest context, venim cu mai multe propuneri pentru guvern. Revederea lipsei persoanelor care vor putea beneficia de masă lemnoasă pentru foc. Decizia de a transfera semestrul 1 din anul viitor, tăierile din semestrul 1 anului viitor pentru toamna acestui an, ca să avem un stoc mai mare de masă lemnoasă, este o decizie bună. Însă, cu regret, ea nu va fi suficientă pentru a acoperi toate necesitățile. În acest context, venim cu îndemnul de a identifica cantități suplimentare în Ucraina și în România. Totodată, îndemnăm guvernul să analizeze situația cu cărbunele. Este bine că vor importa mai mult cărbune, însă prețul lui de asemenea a crescut exponențial. Respectiv, ar trebui de găsit o soluție de a compensa și la prețul cărbunelui, așa cum se creează strategia de compensare pe categorii la factura la gaz. Și nu în ultimul rând, îndemnăm guvernul să schimbe ministrul mediului, pentru că deja nu este la prima greșeală. Și pot să vă repet. Autorizația pentru uzina metalurgică de la Râbnița, lobarea intereselor ei pe plan extern, hidrocentrala de pe Răut, unde cam s-a luat apă în gură, și gestionarea defectuoasă acestui proces de asigurare a cetățenilor cu masă lemnoasă. O altă problemă despre care a vorbit și ieri ministrul Spânu, despre independența energetică, prețul care îl achităm este prețul independenței noastre. Sună frumos dacă banii din bugetul statului, banii care îi credităm de pe extern, nu se duc în bugetul Gazpromului și implicit a Federației Ruse. Despre ce independență energetică noi vorbim? Și pentru noi nu este clar de ce nu s-au implementat programe pentru persoanele fizice ca ele într-adevăr să fie independente. Programe pentru instalarea panourilor fotovoltaice, programe pentru instalarea pompelor de căldură, care sunt cea mai eficientă alternativă la gaz în situația actuală. Proiectul care a fost votat cu privire la simplificarea instalării panourilor fotovoltaice este unul bun, însă guvernul trebuie să analizeze și faptul că la moment prețul unui kilowatt este de 1500 de euro. Și respectiv puțini vor fi cei care vor putea să-și permită acest lucru. Și în acest context, noi nu înțelegem de ce se amână aceste programe. Și îndemnăm guvernul măcar acum, în regim de urgență, să identifice surse
Și ca propunere sunt trei lucruri. Subvenționarea instalării pompelor de căldură, a panourilor fotovoltaice. Ca exemplu, România subvenționează 90% din costurile panourilor fotovoltaice. Reduceri de TVA sau scutiri de TVA pentru persoanele fizice la aceste produse. Și reglementarea marjei de profit la aceste produse, astfel ca unii afaceriști să nu facă pur și simplu milioane pe spatele cetățenilor. Și nu în ultimul rând, îndemnăm guvernul la transparență în achiziții. De obicei, după argumentul secret de stat, se ascund interese. Exemplu este și cel de anul trecut, când s-a procurat gaz de pe bursă. Ca mai apoi să aflăm că s-a mai procurat gaz de pe bursă încă două zile după ce a fost semnat contractul cu Gazprom. Iar acum apar tot mai multe informații că ultima licitație de păcură, de asemenea, a fost aranjată în interesul anumitor persoane. Astfel că îndemnăm guvernul la transparență. De mai multe ori, ministrul infrastructurii deja a călcat pe bec. Și dacă nu vă puteți debarasa de el, măcar fiți cu ochii în patru la ceea ce face. Pentru că avem deja suficiente precedente. Licitația cu termoelectrica în care a câștigat o companie din Federația Rusă, interconectarea energetică cu România, unde a fost dat cu piciorul într-o companie din România și respectiv avem și problema cu licitația la păcură de acum. Vă îndemnăm la transparență, astfel ca societatea și toți cei interesați să știe despre ceea ce se întâmplă și cum sunt cheltuiți banii publici ai Republicii Moldova. Mersi. Stella. Mulțumesc. Mulțumesc, Liviu. Acum colega noastră, Stella Macari, a pregătit un raport pe domeniul economic, susținerea cu inițiative de susținere a producătorului autohton și nemijlocit cu ramura agriculturii ca o ramură strategică pentru Republica Moldova. Mulțumesc, Lina. Bună ziua, stimați cetățeni! La un an de la preluarea definitivă a puterii de stat de către un singur partid, putem spune că astăzi am ajuns să trăim vremuri cu adevărat complicate. Noi înțelegem perfect situația dificilă în care ne-am pomenit, în același timp a pune toate dificultățile ce țin de înrăutățirea situației socioeconomice pe seama contextului internațional și regional, reprezintă, în opinia noastră, o formă de eschivare a majorității actuale de la răspunderea politică. Cel mai obiectiv despre bilanțul guvernării actuale vorbesc cifrele oferite de către Biroul Național de Statistică. Este suficient să ne uităm peste ele și ne dăm seama că în acest an de nouă guvernare noi am regresat continuu. Rata inflației s-a majorat de la 13,9% în luna decembrie 2021 la 31,83% în luna iunie 2022. Pentru nimeni nu este un secret că la acest capitol noi deținem întâietate în Europa după Turcia. Inflația lovește foarte crunt în bunăstarea cetățenilor noștri. În rezultatul inflației, prețurile medii de consum în luna iunie 2022, comparativ cu luna iunie 2021, au crescut cu peste 31%. La produsele alimentare, cu 35%. Mărfurile nealimentare, cu 24%. Și serviciile prestate populației, cu peste 40%. Și asta doar în jumătate de an. Chiar dacă inflația, cunoaștem bine, este determinată în cea mai mare parte de creșterea prețurilor la resursele energetice, guvernul, din păcate, nu a implementat nicio măsură de reducere a acesteia, lăsând totul să meargă de la sine și unica acțiune a fost cea întreprinsă de Banca Națională a Moldovei cu privire la majorarea ratei de bază, care, chiar ieri am auzit, a atins un record absolut, precedentul fiind înregistrat în 2015 din cauza furtului miliardului. Acest lucru lovește crunt în tinerile familii cu credite ipotecare, inclusiv cei din programul Prima Casă, dar și a antreprenorilor care se creditase pentru a-și dezvolta afacerile. Evident că, dincolo de factorul creșterii costului resurselor energetice, alte motive ale creșterii galopante a prețurilor țin de acorduri de
cartel al unor grupe înguste de magnați care continuă să controleze economia națională. Noi, ca partid extraparlamentar, dar și societatea civilă, am vorbit foarte mult despre aceste acorduri și dauna pe care o aduc economiei naționale. Spre regret, noua conducere a Consiliului Concurenței, numită de către majoritatea parlamentară actuală, care era obligată să-și asume combaterea monopolurilor și stabilirea unui echilibru concurențial pe piață, bate pasul pe loc. Cel mai mult descurajează că guvernarea nu are nici cel mai vag plan pentru atenuarea efectelor negative ale scumpirilor asupra cetățenilor. Sărăcia în care ne aprofundăm ar trebui să pună în prim plan economia. Ceea ce urmărim însă este decalajul dintre exporturi și importuri din ce în ce mai mare. Deficitul balanței comerciale a crescut cu 134 milioane dolari mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, evident în favoarea importului. Această discrepanță se adâncește inclusiv din cauza lipsei unor politici eficiente de susținere a producătorilor autohtoni care sunt orientați spre export. Guvernarea continuă să apere aproape exclusiv interesele rețelelor mari de comerț, neavând o strategie clară de susținere a mediului de afaceri autohton. Anume, prin aceasta se explică abrogarea normei care susținea producătorul autohton prin prevederea ce stipula ca 50% din producția de pe raft să fie de proveniență națională. Aceste probleme merg cot la cot cu cele din agricultură, ori diminuarea producției globale agricole reflectă sărăcirea și slăbirea capacităților gospodăriilor de a face agricultură și de a spori creșterea ponderii produsului autohton. Agricultura trebuie să devină o prioritate pentru actuala guvernare, deoarece reprezintă fundamentul economiei noastre, iar politicile defectuoase de până acum trebuie înlocuite cu măsuri adecvate care să prevadă implicarea urgentă a statului în ajutorarea industriei autohtone, în special susținerea agriculturii și industriei alimentare, mai ales pe timp de criză. Chiar dacă fermierii sunt cei mai activi în promovarea soluțiilor la problemele grave cu care se confruntă, totuși măsurile din partea guvernării se lasă așteptate prea mult. În schimb, constatăm cu îngrijorare că multe scheme moștenite de pe perioada guvernării grupărilor criminale așa și nu au fost anihilate, mai ales cele legate cu regiunea transnistreană. Uzina metalurgică din Râbnița, centrala de la Cuciurgan și cel mai recent caz legat de întreprinderea S.A. Macon, pe care noi o cunoaștem ca fabrica de cărămidă din Chișinău și care este un producător de materiale de construcții de înaltă calitate. Această întreprindere cu o istorie de peste 120 de ani, fiind unul din importanții contribuabili la bugetul public național, este nevoită să-și sisteze activitatea. Această companie a fost distrusă prin concurența neloială din partea fabricii de cărămidă din Tiraspol și, cel mai important probabil, prin inacțiunea guvernării, iar în consecință pot rămâne șumeri următorii 350 de angajați. Platforma DA consideră că un an de zile a fost suficient pentru a curma practicile vicioase și a fortifica unicul model economic fezabil pentru noi, ce trebuie să conțină la bază susținerea maximală a producătorilor autohtoni. Doar așa vom putea rezista. Dar nimic din acestea până când nu s-au întâmplat. Eu vă mulțumesc și voi permite în continuare celorlalți colegi. Mulțumim mult, Stella, pentru raport. Acum am dorit să-i oferim cuvântul doamnei Zinaida Cibăraș, care a pregătit un raport despre situația întreprinderilor mici și mijlocii. Bună ziua! Sunt antreprenoare de mai mult de 20 de ani și alături de cei circa 60.000 de antreprenori din Republica Moldova afectate de crizele fără precedent care se declanșează în ultimii ani, ne ducem povara. Criza lovește nu doar oamenii simpli, dar și sectorul economic. Întreprinzătorii mici și mijlocii sunt afectați ani la rând de aceste crize, începând cu criza cauzată de situația pandemică, iar mai nou, de criza energetică și securitatea națională. Guvernarea
nu ne preîntâmpină că ne așteaptă o toamnă complicată. Unicile măsuri preconizate sunt doar pentru a nu avea de suferit bugetul statului, dar nu am văzut politici constructive care să evite punerea pe brânci a business-ului mic și mijlociu. Cu părere de rău, constatăm că guvernul nu întreprinde suficiente măsuri pentru facilitarea business-ului mic și mijlociu, asta în condițiile în care IMM-urile constituie aproape jumătate din PIB-ul Republicii Moldova și constituie 98% din numărul total de întreprinderi. Totodată, statisticile demonstrează că 59% din populația Republicii Moldova este angajată în cadrul IMM-urilor. Din acest motiv, situația întreprinderilor mici și mijlocii pe timp de criză trebuie să fie o prioritate în agenda guvernamentală. Da, este adevărat că a fost majorat fondul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii cu 223 milioane lei pentru investiții în digitalizare și tehnologii, s-au alocat fonduri pentru a garanta creditele unor companii. Dar oare s-a intrat cu adevărat în profunzimea problemelor din întreprinderile mici și mijlocii? Condițiile precare de activitate și faptul că sunt la limita disperării, o mare parte, fie chiar și-au sistat sau sunt pe cale să-și testeze activitatea, oare aceasta nu afectează și îngrijorează guvernarea? Taxele mari, concurența neloială, salariile în plic îi fac pe cei onești să nu mai reziste, îi sufocă. În aceste condiții e și mai acută situația la capitolele achitarea salariilor, taxelor la stat, a datoriilor pentru servicii, produse și împrumuturi. Pe lângă toate acestea, au și antreprenorii familii, iar dacă li se micșorează plățile în buget, fiscul își face simțită prezența. Trăim în țara minunilor, deoarece în Republica Moldova poți să ai o vechime în muncă de peste 40 de ani, să fii fondator de întreprindere individuală de aproape 20 de ani, să ai studii superioare, să susții mai mulți angajați de-a lungul anilor, să plătești unele taxe, iar la final să rămâi cu o pensie minimă nici măcar de 1.500 de lei. În loc să venim cu măsuri inteligente, să micșorăm povara fiscală de pe umerii antreprenorilor, încurajând ieșirea din economia tenebră, la noi e invers. Prin astfel de politici, și mai mult i-am pus la perete pe antreprenori care sunt nevoiți fie să continue lupta cu morele de vânt, fie să-și închidă afacerea sau chiar să plece în lumea mare. Pe interior, în Republica Moldova se închide mai multe plăți și impozite decât la import. Oare aceasta presupune susținerea antreprenorilor autohtoni? Platforma DA pledează în totalitate pentru o plafonare a adaosului comercial la produsele sociale. În acest sens, un mecanism de susținere este inevitabil. În satele noastre, produsele vin deja cu adaosuri maxime. Verificările, însă, nu încep de la cei mari și de la îngrosiști, ci de la cei mici care încearcă să supraviețuiască. Solicităm guvernării să acționeze conform criteriilor înaintate mediului de afaceri și anume onestitate și transparență. Pentru facilitarea mecanismului de funcționare a întreprinderilor mici și mijlocii, propunem următoarele acțiuni. Introducerea cotei zero la impozitul pe venit reinvestit. Stabilirea impozitului unic pentru agricultori. Reglementarea unui mecanism de achitare a taxei valoare adăugată la primirea banilor, nu la livrarea producției. Promovarea și valorificarea învățământului dual. Organizarea grupurilor de lucru care să dezvolte capacitatea întreprinderilor mici și mijlocii în gestionarea crizelor și asigurarea durabilității afacerii. Încurajarea și promovarea parteneriatului public-privat pe exemplu altor state europene unde aceasta funcționează la nivel. Economia statului se menține pe taxele și impozitele întreprinderilor mici și mijlocii, de aceea ele nu trebuiesc lăsate singure în gestionarea crizei. Dar
Doar susținând antreprenorii mici și mijlocii și afacerile locale, vom crea un mediu economic prosper și echitabil. Vom crea locuri de muncă și vom încuraja cetățenii să rămână acasă. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Cebănaș. Acum am vrea să oferim cuvântul doamnei Iana Stanțieru, care a pregătit un raport pe situația demografică, din păcate alarmantă, și despre modul de cum am putea aduce cetățenii noștri care, din păcate, astăzi se află peste hotare înapoi acasă. Mulțumesc din nou! Bună ziua tuturor! Situația economică pe care v-au prezentat-o și colegii mei are un impact negativ și asupra demografiei și forțează cetățenii să devină diasporă. Demografia și reducerea dramatică a numărului populației Republicii Moldova este un subiect de securitate națională și trebuie tratat ca atare de către guvernare. Pe de o parte, avem un spor negativ al populației. Pe de altă parte, numărul persoanelor care pleacă permanent sau temporar peste hotare crește în mod îngrijorător. Așa că am o întrebare către guvernanții noștri. Dacă rămânem din ce în ce mai puțini, cine o să vă voteze, dragi guvernanți? Din 2014, populația Republicii Moldova se află în continuă descreștere, atingând 2.600.000 de locuitori la începutul anului curent. Conform Biroului Național de Statistică, în ultimii 8 ani, depopularea țării a constituit 270.000 de persoane, adică 10% din populația țării. Cea mai pronunțată scădere este în mediul rural. Tot mai multe case din sate, la mai multe case găsim lacăte la ușă. În perioada în actualei guvernări, în ultimul an, exodul populației s-a accelerat. Cifra persoanelor plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an este în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Oamenii pleacă de la vremuri bune. Poate acest trend este în interesul actualei guvernări, că e mai ușor să faci campanie în diasporă prin rețele de socializare decât să mergi prin sate și să-i convingi pe oameni că trăiesc bine. De asemenea, continuă trendul sporului negativ al populației, adică numărul deceselor este mai mare decât cel al nașterilor. În ultimii 8 ani, numărul celor decedați în Moldova este cu peste 15.000 mai mare decât al celor care s-au născut. Așa că îndemn guvernarea să ia atitudine serioasă în ce privește demografia și natalitatea din Republica Moldova, să susțină tinerele familii prin oferirea de suport financiar, să susțină tinerele mame care vor să urmeze o carieră, dar să aibă și copii, și să creeze condiții necesare pentru a plasa copiii în creșe și grădinițe. De asemenea, să încurajeze mediul privat să creeze politici prietenoase familiilor și, desigur, să nu mai închidă maternități, dar să investească în ele. În acest sens, e nevoie de încurajarea financiară a familiilor să aibă mai mult de 1-2 copii. Este necesară îmbunătățirea sistemelor de sănătate, mai ales în mediul rural. Așteptăm un plan demografic solid de țară pentru a evita dispariția Republicii Moldova. Poate e timpul ca guvernarea să înțeleagă că mulți dintre moldovenii care au plecat în străinătate și s-au stabilit acolo cu familiile lor nu se vor întoarce curând acasă. Așa că vă îndemn să aveți grijă de cei din țară ca să nu plece și ei, să creați locuri de muncă, să susțineți antreprenorii mici și mijlocii. Iar pentru cei care au plecat, să încercăm să păstrăm legătura cu ei, să încurajăm să investească în țară și să nu își uite rădăcinile. Și dacă totuși hotărăsc să se întoarcă, să facilităm reîntoarcerea acestora. Acum aș vrea să-l invit pe colegul meu, Kiril Moțpan, să vorbească despre un alt aspect al securității naționale. Mulțumesc! Prieteni, trebuie să recunoaștem că Republica Moldova are nenorocul să se confrunte cu mai multe provocări în aceste timpuri tulburi. Pandemia, insecuritatea regională, creșterea galopantă a prețurilor și așa mai departe. Acesta este fundalul pe care apar mai multe probleme de securitate de ordin punctual. Iar activitatea guvernării trebuie apreciată, dacă este bună sau nu prea,
după felul cum gestionează problemele țării. Dacă are planuri menite să prevină riscurile de ce amenință Republica Moldova, valorile și interesele naționale. Este sau nu pregătită Republica Moldova să facă față provocărilor și, în primul rând, celor ce țin de securitatea statului? În ce măsură reușește actuala guvernare să răspundă acestor provocări? Or, este imperativ ca prioritățile guvernării să fie dictate, în primul rând, de ceea ce își doresc cetățenii și, nu în ultimul rând, în mod special, de prevenirea riscurilor la securitatea statului și a cetățenilor, securitatea teritorială, informațională și cibernetică, economică și energetică, de protecție a drepturilor omului, de securitate alimentară. La un an de la preluarea puterii, rezultatele sunt peste măsură de modeste. Și acest lucru îngrijorează cetățenii care și-au pus speranțe în actuala guvernare. Din păcate, pe lângă unele acțiuni menite să impulsioneze lupta cu corupția și succesele obținute pe plan internațional, viața nu a devenit mai bună și nici siguranța în ziua de mâine mai puternică. Schemele, acțiunile, atitudinile, cumătrismul pe care l-au instaurat de ani buni guvernanții corupți nu au fost demolate. Și măsurile propuse pentru depășirea crizei de securitate energetică trezesc o profundă îngrijorare. De asemenea, cetățenii nu cunosc exact la ce să se aștepte în contextul războiului din Ucraina și riscurile ce le generează regiunea transnistreană. Dacă îi se dăm crezare ministrului apărării, planurile militare ale Federației Rusie nu vizează Republica Moldova, de parcă rușii și-ar fi împărtășit aceste planuri cu Republica Moldova. Dacă nici prezența ilegală a armatei a 14-a nu prezintă un pericol pentru securitatea statului, atunci stăm bine și la capitolul securitate regională. Atitudinea guvernanților față de regimul separatist de la Tiraspol nu a suferit nicio schimbare, inclusiv în ultimul an. Iar regiunea separatistă, care apropo, fără ajutorul Chișinăului oficial n-ar avea practic șanse să supraviețuiască, își bate în continuare joc atât de Republica Moldova, cât și de cetățenii ei. Trei hotărâri de guvern, și aș vrea să le reamintesc, numărul 960 din 2017 și 1001 din 2001 și 815 din 2005, care oficializează practic contrabanda în regiune, nu au atras atenția și nici nu au trezit interesul guvernării. Aceste hotărâri stabilesc o procedură simplificată de înregistrare a agenților economici din raioanele de est a Republicii Moldova la Agenția Servicii Publice. Odată înregistrați, acești agenți economici pot importa orice fără aplicarea taxelor vamale și fără aplicarea vreunor restricții. Pot aduce tot ce își doresc ei, inclusiv lucruri care ulterior ajung în partea cealaltă, în partea dreaptă a Nistrului. Și dat fiind că, așa cum spuneam, linia administrativă se delimitează regiunea transnistreană de raioane de vest ale Republicii, nu este atât de bine securizată, aceste bunuri, desigur, sunt aduse ulterior, fără mari probleme, pe malul drept al Nistrului. Despre contrabanda cu țigări în proporții deosebit de mari, în timpurile bune, numai ignoranții nu au auzit. Este extrem de suspect și interesul Chișinăului în relația cu uzina metalurgică din Râbnița sau prețul la energia electrică produsă de hidrocentrala de la Cuciurgani, pe gazul obținut la bani mărunți. Beneficiile contractului cu Gazprom le simțim pe propria piele doar noi, cei din dreapta Nistrului. Câte cedări să mai facem regimului fără a obține în schimb barem respectarea drepturilor omului în regiune? Sau să presupunem că în aceste scheme ilegale, interesele unor polițieni moldoveni coincid cu cele ale structurilor criminale din stânga și din dreapta Nistrului? Până acum nu a fost exprimată nicio atitudine față de locuitorii din zona de securitate, dar s-ar fi cerut o ședință de guvern, cel puțin care să întrunească reprezentanții administrației locale, ai segmentului economic, ai veteranilor războiului de la Nistru și ai societății civile din localitățile subordonate Chișinăului. Și o întâlnire a președintelui Sandu cu locuitorii din stânga Nistrului, la Cocieri sau Coșnița, ar avea un impact puternic și ar fi un semnal că nu am uitat de ei și problemele lor. Prieteni, consolidarea grupărilor criminale din Republica Moldova trebuie să fie un semnal de alarmă pentru guvernarea PAS. Criticăm infantilismul politic al unora, lipsa de profesionalism și atitudinea altora, ceea ce în ansamblu creează impresia că sunt în incapacitate de a răspunde provocărilor în măsura așteptărilor noastre pentru a-i responsabiliza.
pentru a nu admite revenirea penalilor fugari și locali la cârma țării. Or, fiecare gafă, fiecare motiv de nemulțumire a cetățenilor grăbește revenirea hoților și trădătorilor. Cu egoism politic poți obține doar victorii efemere, dar noi avem nevoie de victorii cu impact istoric. Mulțumim foarte mult, domnule Mățpan. Noi am pregătit și un draft al declarației care înglobează sau sistematizează toate propunerile colegilor din platforma, da, din cadrul biroului și nu doar acestea care au fost astăzi expuse, pentru a nu lungi și mai mult limita de timp pe care o avem la dispoziție. Voi da citire într-un mod mai restrâns unele soluții cu care venim noi ca entitate politică pentru actualele provocări, actualele situații de crize în care ne-am pomenit ca stat. Noi înțelegem foarte bine complexitatea situației în care ne aflăm, nu suntem un partid populist și nu dăm toate problemele pe seama, nu știu, lipsei de bună guvernare din partea autorităților. Înțelegem foarte bine contextul internațional complicat, dar în același timp nu putem să închidem ochii la foarte multe gafe care se comit și, evident, în contextul actual, noi credem că se putea mai mult, respectiv venim cu soluțiile de rigoare. Pornind de la aceste realități, platforma DA vine cu următoarele propuneri în câteva domenii de importanță maximă. În primul rând, am vorbit de foarte, foarte mult timp despre crearea unei celule anticriză care să includă reprezentanții celor mai importante instituții ale statului, agenții de stat, reprezentanți ai administrației publice locale, precum și unii reprezentanți ai opoziției, inclusiv cele extraparlamentare. Principala funcție acestei structuri ar trebui să includă pregătirea de perioada rece a anului, măsuri de raționalizare a consumului de gaz și energie la nivel central și local, identificarea soluțiilor pentru asigurarea cantității necesare de lemn pentru foc la nivel de raion și localități, dat fiind faptul că stocurile de masă lemnoasă la momentul de față sunt foarte mici. Elaborarea unor măsuri de combatere a speculațiilor cu masă lemnoasă însoțită de un control strict asupra tăierilor de pădure. În cadrul acestei celule de criză este necesară o distribuire clară a sarcinilor cu aplicarea unei strategii coerente de informare a populației. De asemenea, în aceste activități de pregătire ar trebui să fie antrenate mai multe categorii de cetățeni, inclusiv din afara guvernării. Totodată, este necesară elaborarea unor măsuri de susținere a categoriilor social vulnerabile pentru perioada rece a anului. Susținerea companiilor moldovenești pentru a nu admite concedierea în masă a angajaților. Inițierea procesului de renegociere în consecința revizuirii contractului cu Gazpromul, însă de această dată cu asumarea politică acestei responsabilități la cel mai înalt nivel din Republica Moldova, la nivel de prim-ministru, președinte sau în cel mai rău caz de Ministerul de Externe. Este necesară asigurarea conectării la sistemul energetic din România cu identificarea mecanismelor de plafonare a prețului pentru consumatorii din Republica Moldova. Formularea urgentă a poziției privind implementarea reformei administrativ-teritoriale, care ar asigura o descentralizare maximă și activitatea eficientă a autonomiei locale, ceea ce despre riscurile cărora am vorbit și anterior. Autoritățile noastre locale insistă și cât și societatea civilă, toate partidele din opoziție, de fiecare dată insistă pe această reformă a administrației publice locale. Deseori ne ciocnim cu niște structuri ineficiente, însă ceea ce am urmărit în ultima perioadă este doar o mimare de reformă și, dimpotrivă, o centralizare a unor direcții din subordinea autorităților locale în favoarea reprezentanților guvernului din teritoriu. În domeniul economic, urmează să fie elaborat un model economic fezabil care are la bază susținerea maximă a producătorilor autohtoni. În domeniul agriculturii, introducerea stării de urgență cu amânare legală a plăților față de creditori, fără calcularea penalităților pentru a evita intrarea în toamnă în proces de insolvabilitate pentru mai mulți agricultori care practică această activitate. De asemenea, este necesară restabilirea și extinderea infrastructurii de irigare, facilitarea accesului agricultorilor la apă, inclusiv transmitere de către asociațiile utilizatorilor de apă a sistemelor de irigare care sunt acum în gestiunea Agenției de Proprietăți Publice.
În contextul detenebrizării activității economice, inclusiv din domeniul agriculturii, este necesar de introdus un impozit unic consolidat, să fie promovate unele politice țin de deofshorizarea sectorului agroindustrial, una din măsuri fiind interzicerea arendării terenurilor de către oameni care au conturi în paradisele fiscale. Firul roșu al tuturor politicilor din acest domeniu trebuie să prevadă implicarea urgentă a statului în ajutarea industriei autohtone, în special susținerea agriculturii și industriei alimentare. Acest lucru este important, mai ales în condițiile acestei crize. În domeniul integrării europene, reiterăm extinderea componenței nominale a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, iarăși lucruri despre care am vorbit și anterior, recunoscând progresele care s-au făcut în acest domeniu, inclusiv grație deschiderii fără precedent din partea partenerilor de dezvoltare. În domeniul reintegrării teritoriale a Republicii Moldova, implementarea unor noi strategii de negociere cu autoritățile neconstituționale din stânga Nistrului, astfel încât orice compromis, concesii din partea Republicii Moldova să fie condiționate de acțiuni legate de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, asigurarea liberei circulații între malurile râului Nistru, accesul la terenurile agricole ale locuitorilor noștri, buna funcționare a instituțiilor de învățământ cu predare în limba română. De asemenea, este necesară consolidarea biroului politic de reintegrare, care trebuie să devină o instituție solidă, cu împuterniciri, capacități și funcții mult mai largi decât le are în prezent. În contextul războiului din regiune și a riscurilor iminente ce vin din regiunea transnistreană, nu am văzut atitudine din partea guvernării față de locuitorii din zona de securitate. Ori acești oameni și pe timp de pace au înfruntat foarte multe dificultăți. O ședință a guvernului care să întrunească reprezentanții administrației publice locale, dar și reprezentanții segmentului economic din zona respectivă, este foarte necesară. În domeniul educației, platforma DARE iterează propunerea și formula de compromis prin care Universitatea Agrară să-i fie aplicată o perioadă de grație de 3 ani, în care instituția, conform unui plan de dezvoltare strategică, să-și sporească capacitățile și să pună accent pe specializare din domeniul agrar. În calitate de partid preocupat de reforma profundă a educației, pledăm pentru reforme care țintesc creșterea calității studiilor, prestigiul sistemului universitar, punerea în aplicare a unor politici complexe de formare a profesorilor, inclusiv în străinătate, cu metode noi, moderne de predare, susținerea acreditării internaționale a universităților, consolidarea marketingului educațional și reiterăm că orice reformă a sistemului universitar trebuie să contribuie la creșterea numărului de studenți. Totodată, propunem renunțarea la măsuri cum ar fi învățământul online în vederea economisirii surselor energetice și termice, pentru a nu împovăra și mai mult familiile cu copii, care sunt în situație și așa economică foarte dificilă. Cam atât, într-o totalizare ne-am străduit să fim foarte succinți, vă dați seama că sunt foarte multe domenii, foarte multe probleme în Republica Moldova, planul de soluție este mult mai voluminos, o să ne străduim să transmitem colegilor dumneavoastră din presă pe fiecare domeniu pe care vă va interesa, ca să nu se piardă această analiză și evident va fi transmisă și reprezentanților guvernării, dacă sunt careva întrebări la subiectul raportului timp de un an de zile a guvernării PAS, vă ascultăm cu mare drag. La ce răspuns sau reacție vă așteptați din partea guvernului după ce o să le transmiteți acest plan alternativ de acțiuni pe care l-ați elaborat? Nu este un plan alternativ, mai degrabă este un plan care completează și vine să răspundă la un set de întrebări la care nu au fost găsite răspunsuri până în prezent. Ceea ce ne-am dorit noi este ca guvernarea să plece urechea, să creeze aceste două celule anticriză, ca să fie niște platforme, în primul rând, de discuții și niște platforme care pot livra soluții, expertiză și răspunsul la cele mai stringente probleme cu care se confruntă astăzi cetățenii Republicii Moldova și, evident, va spori și comunicarea dintre guvernare cetățeni. Din cauza anumitor orgoli, poate, care le au anumiți reprezentanți ai guvernării să nu facă acest lucru, să nu se folosească de această oportunitate, ar fi o prostie. Mai ales în contextul în care
oameni care au această capacitate și au demonstrat această capacitate, inclusiv în legislatura precedentă, sunt foarte deschiși să livreze și să susțină rezolvarea acestor probleme, pentru că noi suntem conștienți, suntem maturi și înțelegem că rezolvarea acestor probleme țin de noi toți și noi toți trăim în Republica Moldova și vrem ca în Republica Moldova să fie bine. Nu în interesul PAS-ului, nu în interesul nimănui, strict în interesul statului Republica Moldova și cetățenilor care trăiesc aici. Mersi. Cum vedeți dumneavoastră această discrepanță care există la ora actuală între popularitatea guvernului exterior și interior? Totuși, actualul guvern se bucură de un sprijin enorm din partea partenerilor externi, dar pe interior lucrurile stagnează. De fapt, răspunsul la întrebarea dumneavoastră se află și inclusiv în această analiză. Noi recunoaștem progresele pe care le are guvernarea de la Chișinău în exterior, deschiderea din partea partenerilor externi, dar recunoaștem și anumite dificultăți cu care se confruntă, în special pe blocurile economice. Și asta, evident, e că și-a axat atenția a guvernării actuală, reprezentanții guvernării actuale, mai mult pe relația din exterior și câteodată mai uită de problemele interne ale Republicii Moldova, care trebuie în paralel rezolvate cu această deschidere. Mersi. Sunt și alte remanieri pe care considerați că ar trebui să le facă guvernul. Ați vorbit despre demiterea ministrului mediului și a ministrului infrastructurii, nu doar o dată. Credeți că ar mai trebui de făcut remanieri și în alte ministeri? De fapt, cifrele vorbesc de la sine. Orice nume pronunțat de noi poate să fie interpretat ca o speculație politică. Dar dacă analizăm cifrele care au fost prezentate de colegii noștri, vedem probleme foarte mari la capitolul mai multor domenii care se află în gestiunea inclusiv a unor miniștri. În primul rând ne referim la miniștrii responsabili de blocul economic. Cea mai mare problemă a cetățenilor noștri sunt aceste probleme, situația financiară precară, inacțiunea în domeniul combaterii acestei inflații, dobânzile care cresc foarte des în Republica Moldova și împovărează nu doar cetățenii simpli care au credite ipotecare, dar și agenții economici care nu mai fac față. Vorbim despre situația de la Ministerul Mediului, toate scandalurile care cu cedări unilaterale pur și simplu impardonabile față de uzina metalurgică de la Râbnița. Vorbim despre, domnul Moțpan a menționat creșterea contrabandei și asta nu vorbesc doar cifrele pe care noi le deținem, asta vorbesc cifrele din România. Colegii dumneavoastră jurnaliști au vorbit despre lucrurile astea alarmante. Deci vorbim strict de sectoare în care reprezentanții, în speță miniștrii, nu fac față. Ministerul de Interne, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Economiei, vorbim aici despre Ministra Mediului, despre un șir de probleme pe care ei nu au găsit soluții, nu fac față. Și atunci, dacă nu găsești soluții, nu faci față, trebuie să faci remanieri și schimbări. De fapt, lucrurile astea au fost recunoscute și de către reprezentanții Partidului de Guvernământ. Doar că noi așteptăm să fie făcute mai repede, pentru că de la asta, dacă stăm în stagnarea în care se află lucrurile în Republica Moldova, mai bine nu vom trăi. Da. Cine credeți că ar trebui să-și asume cea mai mare răspundere, guvernul sau instituția prezidențială? Pentru că observăm că de la un timp președintele încearcă să se implice în anumite chestiuni. Noi vorbim strict în conformitate cu cum ar trebui să lucreze instituțiile statului. Avem Constituție, avem responsabilitatea Guvernului, avem responsabilitatea Președintelui, avem responsabilitatea Parlamentului. În special, raportul de astăzi se rezumă la activitatea Guvernului timp de un an. Am explicat mai multe probleme care nu au fost soluționate și am venit cu mai multe soluții. Pe partea respectivă, evident, responsabilitatea este a Guvernului. Mulțumim, vă dorim o zi frumoasă!